Peste 18 milioane de români cu drept de vot sunt așteptați la finalul acestei săptămâni la referendumul pentru clarificarea definiției familiei în Constituție. Pentru a fi validat în zilele de sâmbătă și duminică, trebuie să voteze aproximativ 6 milioane de oameni. Cei care nu se află în localitatea de domiciliu pot vota în orice secție, pe listele suplimentare, iar cei care nu se pot deplasa din motive de boală sau invaliditate pot solicita urna mobilă. Colegul nostru, Dragoș și vine cu mai multe informații. Fiecare cetățean român este arondat unei secții de votare pe care o poate afla consultând site-ul Autorității Electorale Permanente. Pentru persoanele din alte localități, legea permite votarea pe liste suplimentare în baza actului de identitate. La referendumul din 6 și 7 octombrie își pot exprima votul și persoanele netransportabile din cauza de boală sau de invaliditate, alegătorii care sunt internați, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau cele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu. Acesta trebuie să transmită o cerere la biroul electoral al celei mai apropiate secții de votare, însoțite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate. Cererile pot fi depuse de orice persoană în orice zi a votării cu suficient timp înaintea încheierii votului. Cererile sunt datate și semnate și vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate ale fiecărui alegător. Biroul Electoral Central mai face cunoscute și actele de identitate pe baza cărora alegătorii pot vota la referendum. Acestea sunt cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu și pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, pașaportul simplu, simplu temporar și simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu. Pentru ca referendumul să fie validat, este nevoie de o prezență de cel puțin 30%. Din numărul total de alegători, adică aproximativ 5,5 milioane de români.